Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la Mafia 3. Știu că mulți dintre voi probabil deja ați văzut jocul, l-ați jucat jocul sau deja probabil să comentați cu prostia de genul oh my god, Cutărescu sau Cutărescu a făcut deja serie, tu de ce mai faci? Pentru că vreau să joc jocul ăsta, de ce să-l joc în timpul meu liber, când ăsta este timpul meu liber pe care îl dedic vouă. Așa că, doamne bune, o să fac și serie cu Mafia 3, așa că v-am promis, nu o să fie chiar imediat cum s-a lansat jocul, când o să fac rost de joc, mă apuc de serie. Uite că am făcut rost de joc, mulțumită unui minunat om care mi l-a dăruit, așa că o să jucăm Mafia 3, o să dau și o start new game, chiar sunt curios cum o să fie jocul, am dat eu pe acolo niște chestii aim assist, fără aim assist-uri, de astea am dat pe medium, am oprit muzica cu totul să nu mă trezesc cu vreo surpriză din partea jocului și pe parte e mai bine că am început seria mai târziu, pentru că a apărut și patch-ul ăla minunat de 60 FPS, adică o să ne distrăm și noi alea cu jocul. Așa, hai să vedem. Deci, Mafia 3 are loc într-o versiune SF a Americii de Sud, 1968. Da, 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 da. Eu pe mine mă interesează legătura cu celelalte, mafie decât exact cum se vede ce acțiunea. Și mulți dintre voi spuneați că, oh my god, jocul devine repetitiv sau ceva. Oameni buni, am făcut seria toate Assassin's Creed-urile, cred că știm ce înseamnă cuvântul repetitiv și boring după un timp, dar uite că tot ne menține. Mafia 3 am avut un cinematic simpatic pe care cel mai probabil l-am dat pe mut pentru că, da, content ID din cauza unui muzică. Morgan Freeman! Se vede că se mișcă destul de decent aici. Ia zi-mi ce zic băieți ăștia. Bă, arată super jocul, n-am ce să comentez, arată bestial. Au, ne povestește puțin despre personajul principal. Black Ops, Black Ops, doamne, cât de rasiști sunt oamenii ăștia, mă jur. Așa. Da. Two purple hearts, a bronze star and the distinguished service cross. O, ce mișto arată cu barbă și cu mustață. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Mă întreb dacă pot da opțiune la mașină să nu cânte radio ca în Mafia 2. Oh my god, acel afro. Cred că cel mai urât lucru pe care aș putea vedea vreodată e să fie un tip musculos negru cu afro. Cred că asta ar fi cel mai urât lucru pe care aș putea să-l văd. I see. Always looking for a place to belong. Oh my god. Like he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you never get it back again. Am înțeles, mamă. Ok, poze din războaie și altele sunt foarte interesant. Lincoln ended back up over at Sammy's. Sammy owed the Italian mob a whole lot of money. Oh. And he needed Lincoln's help. Scuze dacă o să ne întâlnim cu personajul din 2 și 1. Chiar sunt foarte curios.
It breaks my heart. Dar undeva, în adâncul inimii, te-am iubit. Deși sus arată 36 FPS, nu știu, mie mi se simte ca 60, se mișcă mult prea smooth chestia asta. O să vedem mai încolo cum se simte exact ce ești cu un joc. Uite, frumos se mișcă. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell man, not like this is our cash. Cine e ăsta? Scaleta. Ok, deja avem pe Vito aici. O să înțeleg că ăștia lucrează pentru Vito. That's nice. Grab the keys. Ok, stai 2 secunde, boss. Stai 2 secunde. Options. Controls. Mouse sensitivity. Dă-l și tu leacă mai la 4. Parcă mi se pare mult prea nasol să zic așa. Dar la joc putem să dăm aici. A, nu, nu avem opțiuni. Display game. Îți dăm cumva să nu vedem. Nu avem cum să prim. Driving mode normal. Sau să zicem mai simulation normal. Ok, deci exact ca și în cea mafia. Hai ca la cheile. A, nu, nu la cheile. Bă, joc arată foarte bine și se mișcă smooth as fuck pe 1060 ăsta. Nu pot zic că e de rău. Ok, stai puțin, dau oricum mai tare. Acum mi se pare că aici trebuie să lucrăm mereu la toate opțiunile, știi? Gen, uite, am dat master volume la maxim, dar cred că dialogul 6, se fixă, lăsăm mai 6, hai, dăm pe ăsta, dăm 6, lăsăm 6 aici, e ok așa. Ok, deci de pe L luăm, de pe L luăm. Să dau mai tare dacă e. Ok, hai să dăm vocile mai tare. Și o să judec eu după primul episod. E ceva de bătaie de joc cu jocul ăsta. Adică n-am ales să intru să filmez înainte, să dau să verific și pe măsa și pe tasul, pentru că ar fi durat mult prea mult. Ok. Am vrut să sar direct în acțiune, să-mi iau spoilere. De-aia n-am urmărit nimica. Ok. Păi cum ies? E vreo ieșire pe aici? Văd nicio ieșire. A, uite ieșirea. O, doamne, totul seamănă puțin acum cu un joc făcut de Ubisoft. Arată frumos, nu știu ce, dar toate chestiile sunt pe aici. Ok, hai. Ok, handbrake-ul. Mă, avem și o grindă în spate, that's nice. Se foarte tare. Oh, ok, îmi place cum o băga sistemul de urmărit acolo. Foarte bine. Mai avem asta cu limitare? Nu mai avem limitarea. Trist. No witnesses, ia uite ce mecanici dubioase prin lateral. Asta a fost în Vietnam. Nice. You don't want to know. Hell man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking oh, like that, okay. So, come on, you gonna answer the question or what? Mama, era să le ia pe ăla în primire. N-am văzut roșul ăla. Aia e. Shit happens. She got a baby in one hand. Nu știu ce linia aia al roșii albastră, cred că e pentru limitatorul de viteză sau ceva. Bă, mie îmi place când se mișcă acum, că nu mă plâng că vreau 60 FPS blocat și toate alea, pentru că aștia se scade în detalii, dar arată prea bine acum ca să zic că aia că e mai tight, nu știu ce. Adică o să avem și momente de 60, o să avem și momente normale, îți dai seama. Bă, în momentan sunt mulțumit de joc, arată chiar foarte bine. God damn. It's not a fault. Huh? But not like you think. Fii mișoară că trebuie să schimbi la volan să vezi cum se vede. Jesus Christ. One day you raise cattle, tending your rice. Next day everything bomb flat. Oh, put people up against the wall. They will do anything to survive. Miau, mamă, ce viteză mi-am tras. Delicious fucking pig. Olo. Stai că eu am cam luat-o cam prea repede aici și e posibil să mai ia poliția dacă e ceva. Chiar oare e mai mecanică și cu poliția să te ia pentru că depășești viteza legală? Posibil.
Ok, deci cred că va trebui puțin să scadă undeva la grafică, să nu mai scadă sub 30 și va fi cred că ok. Din nou, repet, există micuța posibilitate din cauza minunatului meu procesor care de acum își arată vârsta să nu meargă chiar tot bine. Și mulți trebuie să atenți ce placă video, fete, nu neapărat de placă video, știi? Că multe mai sunt și legate de procesor. Iar chestia asta poate fi o chestie legată de procesor. Ok. Vedem cum parcăm și noi aici. Frumos. Și am adus-o. Ia să vedem ce ne-a cerut ăștia de fapt să facem. Eu măcar n-am izbit mașina, am curs prima oară bine în viața aia, n-am izbit nimica. Cred că sunt făcute pentru că clar noi nu suntem acolo. De cum e făcută mașina aia, gen să poți intra așa pe noi. Ok. Sounds fair enough. Ia să vedem care e treaba. When I say something about being hot, that's when we make our move. All right. Oh. Whoa. Okay. Vine la ușă? Nu, nu e la ușă. O las pe ăsta, pe băiatul ăsta. Here we go. Eu măcar nu uitat cum îl cheamă. Put your IDs up the glass. We're part of the Boeing crew. Să-l împuște? Oh. What the fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. Se rupem pe toți așa de aici? Place că aveți o problemă pentru că eu sunt negru. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burning room. How much y'all bring in? $238,546. Whoa. Stai, ăștia-s bani fals sau ce vrei să fac de fapt? Stai să vedem așa. Follow the guard. Acum. Jocul arată foarte bine. Face ca să se ia de mine, fiar sunt negru. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. Ha-ha. Mersi. Ok. Chiar că seamănă puțin cu Assassin's Creed, că zicea ce mai seamănă puțin cu Assassin's Creed la interfață, ce de... Oh, wow! Ce Dumnezeu se întâmplă aici? What the hell, cine țipă în halul ăsta? Boss, calmează-te! Hai, George îl cheamă pe ăla, așa. Ia să ia de asta de mine că sunt negru. Bro, nu e frumos. Ok. Nu zic că efectele de lumină sunt nașpa, dar unele sunt puțin cam exagerate. Ok, urmă ce să urmăresc ăsta. Au, se deschid. Mamă, se deschid automat, frate, ești nebun? Ești nebun? Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. Damn. Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. Vocea gardianului seamănă puțin cu un tip pe care îl cunosc, nu știu care. Here we are. Macar mult sace așa cum am plictisit deja, e ceva genul car cocaina. De ce îl batem pe ăsta? Chide ușa. Acum, George, sar pe și zgârie-l. Put those bags on the table there. Ok. De fapt, ceva îmi spune că nu avem bani aici, avem cocaină. Am dreptate? Așa chiar dau foc la foc. God, that guy was an asshole. Chiar că Danny and Ellis should be coming up anytime. Să nu spui că-i dă ăstea gen hitman că mă ia criza. Mă iau, deci nu mai sport. Get the fuck out. Uite-mă.
Da, mă. What the fuck I'm doing? Sunt stealth ninja motherfucker, fii atent. Pam pam na na na. Ce somn i-am dat. Mamă, vere, stai așa. Stai așa. Ba da, vrei să vezi? Stai un pic. Să las pe băiatul ăsta aici. Nu vadă nimeni, adică serios, ce vrei să fac? Ok, gata. Stăm cu mac. Aoleu, te rog, ai și muzică și aici, mulțumesc frumos. Aoleu, și muzică și aici. Grozav. Gears of War are grea cum e bună. Serios, chiar mi s-a spus Godzilla? Haide, te urăsc, m-ai făcut Godzilla, acum mă faci și... M-ai făcut și cimpanzeu și negru și... Bullshit, ai, nu, deci nu, dă-te-n puii mei, ce-ai acolo? Pare că vezi că e goală. Oh, ba nu. Jesus, cât de bani. Ok. Dar de ce e nevoie să pui muzică în clipurile astea? Aola, deci. Serios. Oh, grozav. Damn it. You triggered the fucking alarm? Shit, I didn't know this cage was on a different system. All right. We're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey. You gonna pull this off? Oh shit. Oh, no. De ce avem muzica pe fundal? Aaaa, oh, grozav, n-am nimic. N-am nimic. Ce ar să spus? Uite un pistol jos, gata. Găsi probleme. Quick saw page down. Serios, de tu vei să mă pui să mă duc până la mama dracu acolo, a? Nu mă pot să te lasă așa cu rotița asta. Boss, ce Dumnezeu, am oprit muzica. Cum de încă mai există muzica? Explică-mi. How? E la zero. How is this even possible? Dă-te-n sfântul. Oh my freaking fucking fuck. Unde-i mă ăla? Mamă, ce l-am rupt pe ăla. Tut. Eu zic cum mai am glanțe, zic... Oh, mai am trei glanțe. Grozav. Stai așa să iau glanțe. Dai mă o țără nene cu glanțe. Oh, shit, că am înțeles. Aoleu. Counter shit-uri, what the fuck, atât de multe prostii. Aim assist, low, bla bla, multe chestii în plus degeaba. Ah, damn it, frate. Only way we walk out of here is if we get the weapon stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. How am I repede? My old man gonna shit a brick when he hears about this. Fuck. Oh, this kid thought that he's the job, după ce ai făcut atât de prostii. Ok, bine, dă-mi coace. Slăbătură, ce ești? Tot ce e de tine e freza. What the fuck? Înțeles. Eu am prins. Mă lași? Serios? Hai mă, ce... Cea mai stupidă mecanică e vorbăzută de mine. Ah, gata, m-am prins acolo. Am înțeles-o. Oh, damn. Oh, gata. De unde ai scos-o? Wow. Păi arată-i. Nu.
I'll deal with these assholes. Mă, repede, îți băiți ăștia. Well, hell, that's him. Am văzut? Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one eram pregătit să trag, să rup. The Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. Mamă, cât de rasist! Mafia neagră. Oh, bravo, boss, foarte frumos explicat. Și pot să zic... Uite, suntem afară. De drăguț. You just come from Vietnam? Da. That's right. How's the Marine in the Pacific? Cine mai ești, mă? Take it from me. Just because you're home, doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Huh. Oh, ce bufate moșul ăsta să fie, dacă nu. Keep your ass out of trouble. Să-l puțin cu ăla, cu Bill Murray. Damn. Ce faci asta? Oh my god, e prietenul meu gay. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir, I'm looking for my stepbrother Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. Auzi, frasul. Ok, frasul gay. How was the trip? Is how this is the first time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it. It was fucking great. What's new with the old man? Cu cine? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you know what the fuck I'm doing. Bine, cu calardul ăla. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your car. Ai mașina mea? Alright, come on. What the fuck? Vreți să-l arunci pe jos așa ca și cum nimic nu se... Ok, lumea asta e sălbatică rău de tot. Bine, în fine. Ok, hai să conducem. Oh. Bine, am întâlnit. Doamne, ferește, jocul ăsta. Bun, unde mergem? Press tab. Ok, to scout. Ah, ok. Data drive. O, bă. So Sammy's doing alright. Sughite mașina asta o leacă. Telegram about coming home. He's been climbing the walls. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? O, ce cu... Ce cu viziunea asta la cameră, boss? Deci că e NFS-ul ăla înainte. Mamă, e genul de cameră pe care o detest în orice joc cu mașini sau ceva. Mă știu, parcă era în Driver for San Francisco, era chestia asta. Deși arată mișto când faci drifturi. Asta pot să recunosc, că arată superb când faci drifturi, în rest e groaznică. Uup. Chiar acolo vă poliția, mă, tis. Da, mă bucur dacă îți convine. Bă, da, ce drept arată mișto rău de tot. Police awareness. M-am prins, adică știu cum să mă compor cu poliția. They moved up to Empire Bay a year so after you shipped out. Started selling weed. They call and ask me if I want some. I say sure. It's free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Oh yeah, it was. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed. That ain't nothing to nobody. But this, I got. Normal că negrii sunt implicați cu marihuana. Bunește. How we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking? Wow. Selling dope with kids running around. Damn, you scratching the paint. Nah, you okay? Okay. Toată mașina asta e indestructibilă. Like I was saying, I ain't said more than three words and he's yelling about the feds. How we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around a neighborhood. Neighborhood. Selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Olo, parcă zici că Samuel Jackson. Fucking around aside. Heroin was pretty serious. Selling no dope to no children. Guys were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that.
La început, deci trebuie să aflăm toate chestiile boring, iar apoi jocul devine interesant. Ok, frână, aici ne oprim. George is a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet he'd agree. Iată, hai că am ajuns. Come on, we're going through the front. I ain't having your wall here. I ask you to the back door. Fuck, talk to Sammy. Cum vorbesc cu tine? Asta e. Folosesc ușa din spate. Unde? Talk to Sammy. Sammy! Hey, yo, Sammy! Oh, gata. Look who I found panhandling out in front of the train station. Oh my god, nigger. Negros. Ooh. I send you to bring Link on Clearhorn. Not the big nigger who ate him. Oh. Shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Oh, ce a zis? Asta-i Tasu? Welcome home, son. How are you? Foarte bine. Be better once I get some of that shine in me. Gone whiskey. A fost whisky făcut din porumb? Ia uite-l pe popă! Iauzu? When Lincoln first told me he was joining the military. The military! Too dangerous, I say. I say. Let those people fight their own war, I say. I say. But then I realized... I say. Lincoln needed to go out and make Lincoln. His mark. And that's precisely what he did. I'm proud of you, my son. You made, you have honored my family. Și acum o să bocesc. Bienvenue à la maison. Franceză, câh, bleh. Je m'appelle Lincoln. Pupiș, pupiș, strângeri de mână, popa. Doamne ajută. Oh, I kept you in my prayers. Oh, ce tânăr arată aici, domnul ăsta. Oh my god. Hard to explain what it's like coming home from war. Who wants to get shit faced? Welcome home, God bless you. Yeah, uite. Get the hell out of Vietnam. Get helicopters out of Vietnam. Oh, ia uite. Iar chestii triste la nenea popă. Imagine being trapped in a dark room. Așa. And there's no way out. No way out. I'm in flat. Every nightmare you ever had is in that room with you. Așa. And there's no escape. Deci că vrea să imite ceva acolo, gen, uite cum faci cu mâinile. Deci te duci acolo și apoi faci, te desparți în două feluri. One day. Și apoi le prinzi. Ia uite. And you're free to go. Și se rupeau băieți în, în cucaracea pe acolo. Mamă, popă care să bea, ești nebun? L-a apucat de buci. Ce faci, femeie, l-a puși de buci? Oh my god. Sărac, încă mai bea. Bă, dar ce-a făcut nebunul de negru? One way or another. I gotta chicka 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 chicka. Bă, mai bași multă muzică. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as he left it. Okay. We'll take the basement. The basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in the morning. Mă ia du să cadă pe scări, mă, pușeam pe interes. Wow, must have really fucked you up. Are el ceva în beci acolo, probabil, și de-aia nu vrea să... Băi, deci secvența asta cu muzică mă termină, frate, deci prea multă muzică. Serios, ceva să dormă în beci. Ok, am văzut aia, nu o să mă ating de ele, am știu ce sunt acolo și nu o să mă ating de ele. Sammy's. Este al lui Sammy, băieți. Sperăm că să-i doar așa de soundtrack și nu-mi iau content ID pe ele. E super nasol, pentru că ori trebuie să scoți muzica și te mă audio ca un cur, ori trebuie să tai secvența, ori se blochează video. Lucruri de genul ăsta pe care eu le detest. La YouTube, oh my god, stai cum am trezit. Talk to Sammy and Alice. Dar doamne bun, noi să mergem să vorbim cu Sammy și Alice data viitoare, așa că dacă v-a plăcut această primă parte din Mafia 3, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment. Sincer, sunt foarte curios cum o să evolueze povestea mai târziu. Știu că o să fie unele părți puțin mai muted sau ceva de genul ăsta, dar o să le rezolvăm probabil pe parcurs, nu o să mai fie asemenea probleme. Așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!